În ultimele ore, în județul Hunedoara s-au semnalat precipitații și temperaturi reduse, lucru care face ca drumurile să se prezinte în condiții de iarnă. Deși legislația nu prevede o dată exactă pentru montarea cauciucurilor de iarnă, polițiștii hunedoreni recomandă conducătorilor auto echiparea corespunzătoare a mașinilor pentru condițiile de trafic din sezonul rece. Legislația rutieră în vigoare nu prevede o perioadă calendaristică pentru utilizarea acelor anvelope de iarnă, ci prevede ca în condiții de carosabil acoperit cu zăpadă, gheață sau polei, conducătorii auto să își ia măsuri pentru a dota autovehiculul cu anvelopele de iarnă inscripționate cu simbolurile MS și mai mult decât atât să ruleze cu viteză redusă adaptată condițiilor meteorutiere pentru a nu produce evenimente nedorite. Sancțiunea pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, fără ca acesta să fie dotat cu anvelope de iarnă, constă în penalități cuprinse între 9 și 20 de puncte amendă, respectiv între 1.305 lei și 2.900 de lei, în plus reținându-se și certificatul de înmatriculare al autovehiculului, fiind eliberată o dovadă înlocuitoare, dar fără drept de circulație. În plus, polițiștii le recomandă participanților la trafic, inclusiv pietonilor, să respecte toate regulile de circulație, încălcarea unora dintre acestea ducând chiar și la întocmirea de dosare penale. Aceasta este și recomandarea pe care noi o adresăm conducătorul auto, să își doteze corespunzător autovehiculul cu anvelope de iarnă, să nu încalce sub nicio formă legislația rutieră, nici în privința vitezei, nici în privința depășirilor neregulamentare sau a consumului de alcool și să nu uităm nici pe pietoni și acestora le recomandăm să traverseze strada regulamentar doar pe trecerea de pietoni sau pe culoarea verde a semaforului electric. Polițiștii hunedoreni reamintesc că nu doresc sancționarea participanților la trafic, ci își propun să evite evenimentele rutiere care, din păcate, în destule cazuri, se soldează cu victime omenești. Nu dorim sancționarea participanților la trafic, dorim doar să îi conștientizăm, să fie responsabili și să respecte legislația rutieră pentru a reduce numărul de evenimente rutiere și implicit numărul de victime, fie persoane rănite sau decedate în urma acestor evenimente rutiere. Săptămâna trecută, pe drumurile din județul Hunedoara s-au înregistrat două accidente de circulație grave, soldate cu o persoană decedată și una rănită, iar alți 6 participanți la trafic s-au ales cu dosare penale pentru nerespectarea prevederilor legislației rutiere.